Bun, salutare față și bine v-am găsit la un episod de pe acest canal, la Mergem cu tirul, tata, ia uite, tirul, boss, tirul. Nu știu, acesta este un joc în engleză, adică este pe România și avem diferite orașe, adică când e Londra, e Anglia sau alte de-astea, nu contează. Noi ne alegem curse și mergem, dar și astăzi cu tirul o să facem două curse cu tirul, una mai scurtă și una mai lungă, dacă vedem. Bun, deci hai să vedem unde mergem, ne localizăm, avem 100% benzină. Sper să nu fie întrerupt, pentru că aici avem mai multe mașini și am 782 de bonuți și o să ne cumpărăm o mașină când vom avea bani. Adică eu am mai multe mașini și azi am zis să joc cu tirul ăsta pentru început, după aia o să iau alte, pentru că am 3 tiruri și câteva mașini se fac acolo mai bune. Mai am un splitter cargo, o dubă, ceva, nu știu. Mai am încă un tir mai mare decât ăsta, puțin, mai tare, mai. Bun, deci hai să începem să mergem. Hai să începem. Debea aștept să facem două curse aici, frumos, și mai chiar am băgat tirul. Și mai am, în primul rând, tirul ăsta este cel mai scump, este 15 sau 17, nu știu. Uitați tirul din realitate. Bun. Deci noi stăm aici să dăm cu spatele și știți. Bun, ce mai aici? Nu-i nimic. What? Bun. Stai așa să mergem la altă filmă. Nu e una filmă de fast food. Oprește semnalul ăla. O să mergem la un film de fast food, că aici am văzut că nu ne dă nimic și cred că vom face o cursă puțin mai lungă. Bun, haide să mergem. Poate dăm de ceva, nu știu, dar jocul e foarte fățăit. Frate, deci. Bun, este greu după loc, e tir mai veche, un Volvo 2002. 2003, nu știu, ceva anume așa, dar e 2002 sau 2003, dar este un Volvo 2002, se buțe ca un cur. Să-mi ziceți și mie în comentarii dacă vă vezi ca eu să respect regulile de circulație, trebuie să stau la roșu. Dar ce să mai încedești trecere, boss? Ne bun, deci. Ne bun! Și nu prea cred că cu tonaj mare vom avea foarte multe probleme cu tonaj mare, adică. Dacă faci aici ceva accident, nu se întâmplă. Pentru că e verde, uite, e verde. Și dacă mai vreți să începem o serie, o să vedem. Dacă reușim să strângem peste 100 de like-uri, vom face. M-am cerut 100 minim. Dacă strângem icon multe, vom face când mai multe episoade. Sper să nu se mai buțe. Deci revenim și noi după ce punem plan fond. Bun, se pare că mergem cu o firmă de pufuleți. De pufuleți. Cred că o să mergem la... cursa asta. Da, de job. Bun, plecăm cu o firmă de biscuiți dietetici. Nu știu ce e. Da, care n-au zahăr. Bun. Avem aici ștergătoarele frumos. Am plecat la drum cu tirul.
că să notăm continuu, da. Frate, dar nu... Să mă uit în inventar să văd, nu prea mă ajută, dar... Nu mai mă uit în inventar să văd dacă am ceva de mâncare, știu că avem de data trecută de când s-a trecută. Știu că mai avem niște spanac. Da, știu. Uitați o depășire foarte ușoară care puteți să faceți. Este frumos, îțule, nu și irosiți ceva timp. Bun, hai să trebuie mai și pe dreapta. Hai față. Bun. Hai să vă explic ceva, de ce am tras eu pe dreapta. Pentru că am aproape 100 de kilometri. Și o să mănânc ceva și revenim. Bun, am revenit după ce am mâncat ceva și m-am mișcat puțin după loc. Adică acum mai am doar o porție de spanac. Cred că după ce voi face cursul asta, voi da la ceva shop. Nu știu așa. Să vreau o benzinărie să -mi iau ceva. Dar ce are o de derapează, boss? Ești bun. Tocmai cred că nu știu unde sunt. Dar sunt aproape 66 de kilometri voce. Și drum drept. Aici ceva drum de țară. Uitați cum e drumul, să vă uitați. Puteți să vă uitați în fară aici. Hai să dăm și noi blană. Nu mă ține mașina. Oricum că tirul acesta nu prea mai ține. Ouleu! Da. Mamă, ce facem lumea, da? Hai mă, că ne-a dat. Adică de-abia, să vă spun, am scos din servis acestea. Ne trebuie să-i dăm blană. Să vedem dacă poate să-i dau. Dacă pot să-i dau ceva aici. Aici e urmă. No. Nu mai pot. N-am taxa plătită. Opa, ai plătit-o SMS. Am dat 10 lei. Băi, bulandiu, lasă-mă să trebuie. Băi, iar trebuie să plătesc, nu? A, deci nu mi-a luat banii, sunt. A, bă, da, mi-a luat 20 de lei. Ai, mă, frate. Mi-a luat 20 de lei. Am mai rămas cu 7 milioane și 62 de lei. Oată. Am rămas cu 762 de lei. Oată. Am intrat în Anglia, boss. Este o... Ce vorbești, domnul Naos? Cu semaforul ăsta, frate meu! Mă, mie am și eu reșerul domnul Naos. Mai am ajuns și eu aici. Bun, să vedem unde parcăm tirul. Și eu ar trebui să dau tirul la gard, nu? Nu aici. Da, cred că o să-l bag la gard. Adică îl bag cu fata. Nu o să cred, boss. Am făcut, dar...
Am făcut 8 minute și ceva până aici. Nu mai mi-era să fac. Pentru că la 1000 de kilometri în jocul ăsta îți ia 28 de minute. O trage la garbos. 2, stop! Revenim după ce fac și eu altele și... Bun, am revenit, am tras mașina la gardă și nu mai plouă, văd că s-a oprit prea ceva. Dar lumina nu știu, da. Adică eu m-am făcut foile, am avut 13 foi și ne dă banii, job succes. Avem încă un job de succes, 134, prea puțin, deci din ce zic eu, pentru că avem... Avem 19.000 de kilometri cu tirul. Doi. Nu, pentru că am și platforma să fac testit. Și acum pe ea o dau. Holy shit! Da, boss. Da. Da, deci o să plecăm de aici. Aici, pentru că nu aici este încărcarea mea. Acum. Acum. Da, pastă o las aici. Ce cum mai contează. O să las aici, boss. Bun, și revenim până așteptăm și noi ceva, o cam. Nu, dar știți ceva. O să tragem undeva pe dreapta și o să așteptăm o dată. Nu chiar undeva pe dreapta. Bun, cred că cam pe aici. Să rămâi și mie, poliția mea, dă știți. Bun, revenim. Bun. Am revenit pentru că am primit o știre foarte, foarte importantă. De aici este încărcarea. Încărcarea este aceasta, două platforme astea. Bun, și nu trebuie să plec acum. Trebuie să plec. Pentru că am auzit că am primit de la șeful ceva, nu știu. Că ar fi lucrare în drum unde mă duc eu, adică pentru că am vrut să iau al treilea job și nu mergea, deci pur și simplu nu mergea, pentru că și am primit anunț acolo atunci de la șeful că se lucrează. Bun, și noi până la urmă, adică cam încolo, vom trage tirul la gardă. Ce înseamnă să tragem tirul la gard? Uite așa. Sau putem să... Na. Eu cam 13 km am avut. Și... Știți voi. Ce să luăm aici tot platforma asta și nu o să mergem. Încolo, nu știu, dar știu unde se lucra. Stop. Hai să băgăm și noi pe... La formă și să... Cred că ne băgăm undeva. Nu știu, da. Frate, da, mă îndrăga foarte tare. Că o să luăm o cursă foarte mică. Adică Eri, Spizi, asta o să luăm. Asta. Stați așa. Și avem o încărcare foarte grea. Avem o încărcare de 6 tone plus tir, avem mult. Trebuie să avem mare grijă cum conducem, pentru că e și tirul mare și în primul rând ajungem acolo, este o. Deci n-am prins pe lucrare, este ok, ajung acolo, nu spune șeful și că vom închide și noi acest video. Dar sper să vă placă dacă ajunge peste 100 de like-uri. Să nu se mai bălânță de tirul ăsta nervant. Mai avem puține, nu știu.
30 de kilometri mi se pare foarte puțin, dar oricum pentru că acesta cred că va fi și nou episodul. Dacă vreți să mai facem episoade cu acest joc, vom mai face, dar nu cu mașinuța asta, cu altă mașinuță, vom face cu mașinuța mai mică, un sprinterel de ăla, bă, care fuge tot. Cred că videoul acesta va fi postat pe la 5. Tot asta și mâine. Uitați, boss! Deci, deci se rezolvă foarte ușor, adică ia bani foarte ușor. Uitați a doua încărcare și încărcarea asta trebuie să fie greu, să vedem dacă mă sunt cante aici. Ce mă să mai pornesc eu și stingătorile după ce fac foile revenim. Stați așa să mai bag puțin aici. După ce fac foile și mă descarcă și pe mine revenim. Nu, stai. Bun. Revenim după ce fac foile și descarc. În primul rând am făcut foile și încărcătura va fi descărcată peste 6 ore din joc, adică vom da descărcare și uitați. A mers, este bine, boss. Nu știu de ce nu mergea înainte, dar am dat descărcare, a zis 6 house, deci am avut distanță 34 de kilometri. Bun, e bine. Am consumat 3 litri, am consumat puțin, adică ce, 1 litru, 2 km, adică 6 km, mai puțin. Bun, deci cam atât a fost cât timp să s-o băgăm la artistic, să fie artistic, mă băgăm, știți, dacă tot o băgăm, să fie și artistic, hop, cred că așa e. Mai dă-i puțin ca să vă să descarce colegii mine. Bun, așa, e bine. Că, așa mai. Așa, acolo mai dat. Deci, cam atât a fost cu acest plan, uitați să lăsați și pe un like, un share, un subscribe, să se vede peste tutorial dacă mai vreți să mai fac această serie interesantă. Pa, pa!